a lăsat Dumnezeu să câștige alegerile în America un om care sodomizează America. A lăsat Dumnezeu să câștige alegerile la Bruxelles oameni care sodomizează Europa. A lăsat Dumnezeu să câștige alegerile în România un președinte care vrea să sodomizeze România. A pierdut Dumnezeu controlul? Nu. Dumnezeu spune, după asta umblați. După asta tânjiți. Atunci asta primiți. De zeci de ani. De zeci de ani creștinismul pe fața pământului a luat închinarea care se cuvine lui Dumnezeu și au dat-o altceva. Au luat umblarea pe calea ascultării și s-au dus pe altă cale. Frați și surori, de zeci de ani creștinii se uită la televizor la lucruri care sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. E adevărat sau nu? Ce ziceți? E adevărat sau nu? Dacă ar trebui să meargă în oraș, la spectacolul acela care e la televizor, nu s-ar duce în oraș la discotecă sau la barul acela sau la spectacolul acela, ca să spune, nu se cade să mă duc acolo. Dar dacă e în dormitor pe ecran, așa e că e îngăduit. Așa e că e îngăduit. Și de ani de zile ne-am băgat lumea în dormitor sau în sufragerie. Și timpul de citire a Bibliei este infim față de timpul televizorului. Am luat ce se cuvine lui Dumnezeu și am dat plăcerilor lumii. Dar mai e ceva. De zeci de ani, umblarea în cinste, în moralitate, umblarea în curăție, a fost înlocuită cu umblarea în tot felul de legături, premaritale, extramaritale, și la ora actuală se duc la altar femei care au un copil în puntece și doi de mână. Se îmbracă mireasa, ați văzut, așa-i? Se duc la altar și fac nunta și spun, îl chemăm pe Dumnezeu să binecuvinteze necinstea și păcătoșenia și trăirea noastră în păcat. Și îl chemăm pe Dumnezeu să dea binecuvântarea. De ani de zile, oamenii se uită pe internet la lucruri atât de spurcate. Și tot ce se cuvenea lui Dumnezeu au fost date idolatriei. M-am întrebat, de ce lasă Dumnezeu lumea pe mâna sodomiților? De ce lasă Dumnezeu lumea pe mâna sodomiților? Pentru că de ani de zile, pocăiților le-a fost dor să se uite la păcatele lumii. Și le-au practicat. Unii pe ascuns, unii pe față. Și-au tânjit după tot ceea ce este erotic și tot ce este senzual. Și dacă nu mă credeți, vă rog să vă uitați pe pozele de Facebook a pocăiților. Uitați-vă pe pozele de Facebook a pocăiților. Știți ce veți vedea? Îi veți vedea la rugăciune? Îi veți vedea cu Biblia în față? Îi veți vedea ba la munte, ba la mare, ba la piscină, ba dezbrăcați într-un fel sau altul? De ani de zile, ce se cuvenea lui Dumnezeu ca trupul să fie templul Duhului Sfânt, a fost transformat într-un instrument de incitare a privirilor. De ani de zile, venirea la casa lui Dumnezeu a fost înlocuită de mulți cu mersul în alte părți. Și pentru că idolii aceștia, reprezentați în trecut de Baal și Astarteia, de tot ceea ce este pervers și tot ceea ce este imoral, au revenit în vremea noastră, copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu plăcea Domnului. Și Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin. Și continuă cartea judecătorilor cu această repetare, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Fiecare dintre noi, suntem datori să-i dăm lui Dumnezeu ce îi se cuvine lui Dumnezeu.
Ce îi se cuvine lui Dumnezeu? Închinarea totală și ascultarea absolută. Umblarea pe calea lui în ascultare de el. Lui Dumnezeu îi se cuvine totul. Și acum vă rog să ascultați. Copiii lui Israel nu i-au mai dat lui Dumnezeu ce îi se cuvenea lui Dumnezeu. Nu i-au mai dat închinare. Nu i-au mai dat ascultare. Nu i-au mai dat umblarea în sfințenie. Copiii lui Israel au luat ce se cuvenea lui Dumnezeu și au dat idolilor. Și când au dat ce era a lui Dumnezeu, au dat idolilor. Dumnezeu a spus, da? Asta este decizia voastră? Să luați ce se cuvine lui Dumnezeu, să dați idolilor? Atunci vă voi da pe mâna idolatrilor. Vă voi da pe mâna popoarelor idolatre. Să vină popoarele acelea să vă cotropească și să stați sub stăpânirea lor, să vedeți ce înseamnă să trăiți sub idoli. Și Dumnezeu în suveranitatea Lui a lăsat stăpânitori idolatri care i-au chinuit pe copiii lui Israel până când n-au mai putut. Până au strigat către Dumnezeu. Și când au strigat din toată inima către Dumnezeu, când gemetele lor au ajuns la cer, Dumnezeu le-a trimis izbăvirea. Și o să mă întrebați, și ce legătură are asta cu noi? Una înspăimântătoare și una care ar trebui să ne plece pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să ne frângem înaintea lui Dumnezeu. A lăsat Dumnezeu să câștige alegerile în America un om care sodomizează America. A lăsat Dumnezeu să câștige alegerile la Bruxelles oameni care sodomizează Europa. A lăsat Dumnezeu să câștige alegerile în România un președinte care vrea să sodomizeze România. A pierdut Dumnezeu controlul? Nu. Dumnezeu spune, după asta umblați, după asta tânjiți, atunci asta primiți. Și la ora actuală, lumea stă să cadă sub mâna acestor oameni. De ce? Pentru că nouă ni s-a îndreptat inima spre lucrurile lumii. Și în loc să-i dăm lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu, i-am luat lucrurile care se cuvin lui Dumnezeu și le-am dat lumii și păcatului. Și când Domnul Iisus a spus, dați cezarului ce este a cezarului și dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Ce este a lui Dumnezeu? În tine avem viața, ființa și mișcarea. În tine toate izvoarele noastre, în tine avem lumina, prin lumina ta vedem lumina. Doamne, de la tine a venit totul și tu ești totul. Și ție ți se cuvine totul. Dați cezarului ce este a cezarului. Și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când cezarul face abuz? Dumnezeu are o vreme de răbdare și uneori îndelungă răbdare pentru cezar. La vremea hotărâtă de Dumnezeu, Dumnezeu i-a ieșit înainte lui Nebucadnețar, Dumnezeu i-a ieșit înainte lui Belșațar, Dumnezeu a ieșit înaintea tuturor celor care s-au răzvrătit împotriva lui. Dumnezeu aduce la judecată orice om. Ce se întâmplă când poporul abuzează și ia ce este a lui Dumnezeu? Și dă păcatului. Dumnezeu lasă să vină peste ei conducători care îi duc în păcat. Conducători care instituționalizează păcatul. Conducători care duc apoi pedeapsa aceasta lui Dumnezeu până când poporul nu mai poate. Știți că suntem de aproape de momentul acela? O, Doamne, milă de noi! O, Doamne, cercetează-ne inima! Când copiii lui Israel s-au scârbit, când au strigat către Dumnezeu și a spus, Doamne, ne-am dus după idoli, ne-am dus după lucruri care au dus pedeapsa și nenorocirea, ne întoarcem la Tine cu pocăință, ne întoarcem la Tine, Doamne, și strigăm după îndurarea Ta. Vrem să ne dăruim din nou Ție, vrem să fim ai Tăi. Dumnezeu le-a trimis eliberarea. Dumnezeu a dus peste ei
binecuvântarea unor conducători care au lăsat să fie pace, să fie rânduială, să fie prosperitate, să fie armonie, să fie dreptate în societate. Dumnezeu a făcut societatea să fie funcțională.